Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem în 1 octombrie 2021 și am venit la o colonie de albine să o mai așezăm un pic pentru iarnă. Pentru iarnă, să o mai așezăm un pic. Să-i punem un tratament, să-i punem un pic de izolație. Și să vedem ce am mai făcut ea timp de o lună jumate. Eu am mai filmat acum 3 săptămâni, dar m-am uitat numai la vreo câțiva, așa, ca să văd dacă mai au pui. Am estimat că în perioada asta nu o să mai fie pui și așa și este. Nu mai avem pui. Dacă nu mai avem pui, atunci putem începe cu tratamentul pe bază chimică și să vedem cât de mare e colonia, dacă reușește să ierneze, dacă are mâncare suficientă, ce rame lăsăm în stup, scoatem aceste rame, scoatem afară, rame bune de dat la centrifugă, fără niciun fel de tratament chimic toxic, nu avem tratamente chimice toxice, de aceea voi putea consuma această miere fără riscul de a îmbolnăvi pe nimeni, nici pe mine, nici pe altcineva cine consumă miere de la mine acum. Fiecare apicultor are treaba lui. Dacă vrei să dai un lucru bun, atunci încerc să fii cât mai corect. Bun. O să vă arăt și de ce nu ne putem noi juca cu albinele, adică să ne juca. Oricum ne jucăm, că fiecare apicultor face diferite experimente în stupina lui. Iată ce miere bună asta. Cum să nu mănânci? Hai de mine. Bun, bun. Bun, mierea de mâncare. Altă ramă cu miere, iată. Ce bun. Așa, foarte fain. Trece la găleată. Hai de mine, ia să vă arăt ce se poate întâmpla cu o colonie care nu ai grijă de ea. Adică la restrânge. Și cât de mare e colonia asta. Ia. Deci ultima dată am strâns-o pe 7 rame, probabil o să ierneze pe 7 rame. Dar ia uite, ce caută albina asta aici? Și-a făcut un ghem, zici că-s două colonii. Ia. Ce caută albina asta aici? Uite, o ramă deja e bună de reciclat. Să scoatem noi de aici. Păi albinuțelor, voi nu știți că regina e în față? Ce căutați voi după diafragma aici? A, și în unele cazuri să știți că se poate întâmpla să vină regina aici. Ia, nu sunt multe, 200 de albine acolo, da. Le lăsăm aici, după diafragm. Acolo, un cui, fete, hai de mine. Stați acolo. Stați în cuib. Mierea asta e a mea. Gata, voi ați avut-o la dispoziție destul timp. Bun. Vedeți cum stă albina așa după diafragmă și dă un pic de căldură, ce zice regina. Hai mă, că de ce stau albinuțile alea acolo? Ia să mergem și noi. Mergem și noi în spate după albine. Poate acolo e mai bine.
Aici se întâmplă să nu ai rame cu mâncare. Să... Uite, așa, rame din astea, care nu sunt destinate iernării. Bun. Rame care nu sunt destinate iernării și atunci vor muri aici. 200-300 de albinuțe. Ia, de așa a făcut ghem aici. Aici, sigur, iernez. Aș putea să fac o regizare, că să arăt doar ramele astea. A, ce s-a întâmplat cu familia de albine, nu? A rămas fără albine. A rămas fără albine, ia. Ea pur și simplu își face cuibă acolo unde, unde o prinde frigul. De ieși tu afară de acolo. Nu vrei? Nu vrei. Bun. Aceasta e ultima familie pe ziua de azi. Se încălzește timpul, nu mai poți umbla la ele. Face repede furtișagul. Gram de miere. Am observat lucrul ăsta în fiecare an. E această problemă, dar așa e albina, ce poți să-i faci? Normal, e frica, e frica că rămâne fără mâncare. Bun. Na, am scăpat de ranele de după diafragma. Acum, hai să vedem ce avem în cuib. Dar aici e albina, nu... Nu pui... Începem așa, pe diafragmă, vreo câteva albini. Le scuturăm. Le scuturăm, au mâncat la diafragmă, e ce bun acolo. O mănâncă. Mai faci stup din polistiren, mâncă stupul. Numai te trezești că ai găuri pe toate părțile. În filme așa frumos am văzut și eu că nu e nicio problemă, dar... Na, filmul e film, realitatea e realitate. Ia te uit aici ce placă frumoasă de miere. Asta e a lor, ne? Asta e mâncarea lor. Avem 3 kg de miere, dar nu avea. Oricum. Arată foarte frumos. Și acum eu o stric, îi dau gaură. Așa. Acum ce să vă fac? Dăm o găurică. Bun, deci ramă care rămâne în cuib. Trecem mai departe. Trecem mai departe. Acolo. A doua ramă, bă, și asta are cam multă miere pe ea. Are multă miere pe ea, dar are și un pic de spațiu creat. Iată, când văd o astfel de colonie, deja văd altfel un pic iernarea. Aici văd că are gaură, nu-i mai dăm. Când văd mai multă miere așa, atunci această ramă rămâne în stup. Așa, două rame. Apropiem de centrul stupului. Iată. Și avem albină și miere multă și aici. Deci ca să nu ierneze albina neapărat pe miere, ne uităm așa un pic mă, câtă miere are, e destul, e cam multă, e suficientă. Așa,
Acum te gândești, mă, consumă ăsta până în ianuarie, măcar un kilogram acolo. S-ar putea să nu. S-ar putea să nu. Sau să aibă unde să înceapă ponta, matca. Atunci te uiți un pic, mare avea loc. S-ar putea să n-aibă loc. Doar câte 102 de celule acolo. Bun, multă mâncare. Dacă și pe următoarea e la fel de multă mâncare, atunci trebuie să caute o ramă mai goală și să scoate din rama cu mâncare. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. Deci, aici sunt câteva celule goale. Cred că e în regulă. E în regulă, poate ierna asta. Poate ierna asta, nu e problemă. O ramă ar fi indicat să aibă mai multe celule goale. Mai am două rame, am de unde să schimb. Sau dacă nu introduc o ramă, mult, deci e foarte mult. E matca aici. Acum, dacă e matca aici, e multă mâncare, asta o știu. Scoatem această ramă cu miere, aceasta o dau, dar o dăm afară. Dăm afară de aici. Matca e aici. Așa. Ia să vedem. Chiar două rame ar merge date de afară pentru a îmbunătăți cuibul. Da, asta e bună rama. Asta aș băga-o mai spre mijloc. Să vă arăt. Fiindcă are celule goale până pe aici, așa. Așa e o ramă mai bună pentru mijloc. Deci, vedeți? Nici când e foarte mult nu e prea bine. Asta e o ramă de margine, care va rămâne ea așa cum este. Ia să văd cât de goală e. E goală și va veni. Aș da o a doua ramă, aș da-o pe aceasta. Are spațiu mai mult de iernare. Asta e mai plină cu miere. Așa. Ce mai plin cu miere, dăm mai margine. Următoarea e mai goală. O punem pe asta a doua. Așa. Aceasta e mai goală. Acolo vin cu tratamentul. Și asta e cu o ramă goală. Iată, așa, să aibă celule goale, cât mai multe, și asta vine în mijloc, așa,
Așa, formăm cuibul. Deci are foarte multă mâncare. Și încercăm să echilibrăm, să aibă loc unde să ierneze. Asta o scutură. Așa. Avea și asta ceva celule, dar aia are mai multe. Bun. Așa. Iată că și la acest film am găsit o utilitate. Dacă avem prea mult, lăsăm mai puțin. Punem tratamentele. El va sta pe 7 rame, dar după cantitatea de albine ar merge pe 6. Dar din motiv că are prea multă mâncare, adică multă mâncare, atunci vom lăsa pe 7 rame. Deci fiecare colonie are particularități diferite. Acum experiența apicultorului, cum vede el, adică cum vezi tu cu ochii tăi, în fiecare an vezi, așa e bine, așa nu e bine, așa e mai bun, și îl organizezi în funcție de cum consider că e mai bine. Bine, asta vezi uitându-te la alți apicultori care sunt dispuși să arate mai multe colonii, nu să filmez aceeași colonie tot timpul. Venim cu carton. Am aglomerat aici un pic situația. Ia să venim cu un carton, de fapt cu două, nu cu unul. Asta are rolul de absorbant. Absorbi. Am făcut eu aici. Are rolul de a absorbi umiditatea. Să absorbă umiditatea. Încă am avut această problemă anul trecut. Singurul an în care n-am avut problemă cu umiditatea a fost când am folosit acest. Când am folosit cartoane. Nu acestea, carton. 35 ăla. Da. Tot aici, da? Da. O, că vin imediat, am terminat. Deci acum introducem aceste cartoane pentru a absorbi umiditatea. Tratamentul este ok, albina este destulă, mâncare este destulă, spațiu suficient. Așa, cartonul e pus, diafragma asta ciuruită de albinuțe, pus bună la gust, cel mai probabil. Așa, aici punem un băț. Și fiindcă se încălzește afară, terminăm la ora 9. Nu 9, e pe la 10, așa, dimineața. Noaptea e frig, dar ziua se încălzește și începe activitatea. Bun, punem folia, treaba e făcută. Treaba e făcută. Adică ultima lucrare. Dacă aveam mai puține colonii, eram gata. Era gata treaba. Mai bine am la stup. Anul viitor, dar vezi tu, când ai mai puțini, umbli mai des în ei. Dacă ai mai mulți, umbli mai rar. Cauți
metode mai eficiente de lucru. Da? Fiecare colonie trebuie să o vezi ca fiind singura pe care o ai. Uite așa, lucrezi ca și când ar fi unul. Că dacă te gândești la altă colonie în timp ce lucrezi, s-ar putea să nu iei deciziile tocmai potrivite pentru colonia respectivă. Și fiind fiecare colonie de albine, fiind altă familie, iată ce putem obține. Bun, atâta pe ziua de azi. Mi-a părut bine că ați fost alături de mine până acum. Până data viitoare, numai bine!